Gotit. Acum, deocamdată, suntem live aici. Deci, vă reamintesc că o să porniți microfonul pe măsură ce vă dau cuvântul, ca să fim tot în regulă. Super! O să începem la fix. Este un delay mic între Zoom și EventMix, dar ne vom descurca. Super! Putem să începem oficial. Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Cum aduci în școala ta inițiative STEAM extracurriculare pentru toate vârstele și resursele disponibile. Și suntem pe scena virtuală 2. O să dau acum un share de ecran ca să-mi vedeți prezentarea. Așadar, vă amintim că sunteți în prima zi a Festivalului Digital Predau Viitor, creat de Asociația TechSoup. Festivalul este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Eu sunt Ana Stamatescu și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine, în chat și regie tehnică, se află colega mea, Natalia Șeremet, cărei îi mulțumesc mult pentru ajutor. Înainte de ecran, vedeți acum o scurtă reamintire a lucrurilor bine de știut și a recomandărilor noastre pentru o experiență grozavă în cadrul festivalului. Nu uitați că toate aceste lucruri se află și în padletul festivalului, pe care îl aveți și în mail, verificat și în spam, și retrimis de colega mea și pe chat acum. În cadrul programelor noastre, dar mai ales în cadrul Predau Viitor, construim împreună cu profesorii din țară și nu numai, o educație informatică bazată pe probleme reale și creație de produse, aplicată, relevantă și transdisciplinară, facilitată de profesori pregătiți pedagogic să susțină aceste experiențe și conectați la ecosistemul IT. În acest context, ne bucurăm să sprijinim inițiativele globale și europene, Meet and Code, Code Week și Coder Dojo, inițiative cu ale căror misiuni rezonăm și pentru care construim constant resurse de învățare. Despre aceste inițiative puteți descoperi și în noul curs gratuit Predau Viitor, STEAM la gimnaziu, inspirație și bune practici. Acest curs poate fi parcurs online, asincron, fără nicio constrângere de timp. Îl începeți și îl parcurgeți în tihnă când aveți timp. Mai multe detalii despre preînscrieri în padletul festivalului. Găsiți acolo o coloană dedicată. Acum, mă bucur să le invit în scenă curând pe toate invitatele noastre grozave: Cătălina Enescu, absolventa acceleratorului Predau Viitor, Marinela Sârca și Cornelia Maier, ambasadoare TechSoup pentru educație. Cătălina, te invit pe tine să spargi gheața și să ne povestești despre toate activitățile STEAM extracurriculare minunate pe care le desfășori în școală și în comunitatea ta. Ai cuvântul. Mulțumesc mult, Ana, în primul rând pentru invitația la acest festival. Este o onoare așa să fiu aici alături de voi din nou. Înainte de a prezenta activitățile concrete desfășurate recent, aș vrea să subliniez faptul că acestea sunt rezultatul unor întâlniri cu oameni interesanți, de la care am învățat foarte mult. Probabil că multe nu s-ar fi desfășurat dacă aceste întâlniri nu ar fi avut loc. Una dintre ele a fost în 2005, un proiect fare implementat de Universitatea Politehnică București la Pitești. Viza pregătirea profesională a adulților pentru noile tehnologii și am intrat în acest proiect ca trainer, evident, după parcurgerea unui curs de pregătire. Ce a fost wow pentru mine în acel moment?
Era 2005 și am văzut prima dată o platformă de e-learning pe care am folosit-o și am administrat-o. Am învățat programare pe plăcuțe și am văzut cum date preluate de senzori pot fi transmise prin rețea și vizualizate pe internet într-o pagină web. A fost o provocare și evident că m-am dus la clasă cu ceea ce am învățat aici. Era 2005 și la liceul teoretic Ion Cantacuzino lucram pe platformă online, aveam teste interactive, încărcam temele pe platformă, aveam feedback în timp real. Elevii au prins repede și s-au adaptat, așa că mi-au dat curaj să vin și cu alte noutăți care mi se păreau interesante. După finalizarea acestui proiect, relația cu Politehnica a continuat și am mers cu elevii la ateliere de programare a roboților Lego Mindstorm, chiar în laboratoarele lor. Erau anii 2007-2010, oarecum începuturile pentru zona aceasta, cel puțin pe partea de liceu. O a doua întâlnire interesantă și esențială pentru mine a fost acceleratorul Predau Viitor din 2018, organizat de Asociația TechSoup. Acolo am întâlnit oamenii pe care parcă îi căutam de mult, idei interesante, resurse de învățare, susținere, colaborare, exact ceea ce aveam nevoie în momentul acela. Cu sprijinul celor de la TechSoup și al colegilor pe care i-am întâlnit la Predau Viitor, am reușit să implementez câteva idei care altfel probabil că nu ar fi prins viață. 2018, imediat după terminarea acceleratorului, undeva în toamnă am aplicat la primul eveniment Meet & Code pentru Liceul Teoretic Ion Cantacuzino. A fost un eveniment mare, parcă atunci vroiam să realizăm tot ce nu am putut până în momentul respectiv. Au fost 3 săptămâni de activitate intensă în care am făcut design de produs, am făcut proiecte, implementare de proiecte, am avut întâlniri cu programatori din comunitate și totul s-a concretizat în 3 întâlniri față în față cu elevi, cu profesori, cu invitați, în care elevii au văzut diverse tehnologii. 3D printing, design de produs, programare web, dar au avut și ocazia să se exprime în public, să își facă prezentările. După aceea au urmat și alte evenimente Meet & Code desfășurate la liceu. Anul trecut a fost evenimentul EcoIT online, pentru că așa a fost contextul, iar anul acesta evenimentul MicroSTEAM s-a desfășurat în format hibrid, având ca participanți elevi de clasa a doua de la școala gimnazială 28 din Galați și de asemenea un grup de elevi de la școala din Tecuci, alături de elevii noștri de la Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, care și-au realizat proiecte în microbit și le-au susținut cu ocazia acestui eveniment. Dacă nu ați aplicat încă la un eveniment Meet & Code, vă recomand să încercați, pentru că este o ocazie extraordinară de a face lucrurile diferit, de a veni cu idei noi, de a aduce elevii într-un context în care să fie creativi, să se exprime liber și să învețe într-un mod plăcut. Este ușor de aplicat, raportarea nu este complicată, iar cei 300 de euro care vin vă pot ajuta să achiziționați echipamente și să aduceți în școală instrumente noi de învățare.
Coder Dojo este un alt cuvânt cheie pe care l-am aflat la, de care am aflat la Predau Viitor, de la colegi care porniseră în țară ateliere de programare Coder Dojo. Undeva în 2019 am pornit un Coder Dojo în colaborare cu școala gimnazială numărul 13 Mircea cel Bătrân din Pitești. Pe principiile simple și la îndemână cu care venea acest concept. Ateliere de programare gratuite pentru copii, desfășurate într-o școală sau în orice altă instituție, în afara orelor de curs. Mentori voluntari, evident. Am pornit cu două grupe. Inițial, o grupă de Scratch pentru copii 7-10 ani și o grupă de C++. Au fost începuturile. La câteva luni am înființat și asociația Give It Back, astfel încât să avem o formă juridică care să ne permită să facem și proiecte mai extinse. Prin intermediul asociației am putut avea evenimente meet and code, dar și proiecte pe care le-am desfășurat în țară. Au fost mai multe evenimente meet and code, începând cu 2019 și în cadrul asociației, evenimente în care copiii au colaborat între ei, copii de aceeași vârstă sau de vârste diferite, și au ieșit, zic eu, destul de interesant. Puteți găsi ideile pe care le-am implementat pe site-ul nostru, la proiecte sau la noutăți. Pe lângă atelierele de programare pe care le desfășurăm în continuare în cadrul asociației, unde avem cursuri de Scratch, Microbit, programare web sau Unity, desfășurăm și proiecte în țară. Cele mai multe dintre proiectele desfășurate în țară fiind realizate cu sprijinul granturilor Start ONG. Am avut proiect la Mihăiești, la Jupânești, la Cândești și, evident, în Pitești. Ce facem în cadrul acestor proiecte? Desfășurăm ateliere de programare cu copiii din școli. Am vizat în mod deosebit mediul rural pentru a da un start și acolo pe partea aceasta de tehnologie. Scratch, Ozobot, Microbit, deci programare creativă care se potrivește foarte bine copiilor de școală primară, respectiv școală gimnazială. După desfășurarea atelierelor de lucru cu copiii, încercăm să lăsăm și ceva cărți și echipamente, astfel încât pe cont propriu școala să își poată continua activitatea. Și evident, ținem aproape și dacă au nevoie de sprijinul nostru, evident, spunem prezent de fiecare dată. Perioada de pandemie a fost o provocare pentru noi. Am desfășurat atelierele și în această perioadă, însă online. Aveam grupe de copii între 7-12 ani și grupe de liceeni, iar pentru cei mici a fost un pic dificil. Cărțile în format tipărit n-au fost de mare ajutor. Inițial am achiziționat cărți de la Fundația Coder Dojo, Raspberry Pi. Ei au niște cărți foarte bune pe Scratch, tipărite, însă sunt în limba engleză. L-am folosit și a mers, însă a fost puțin dificil pentru copiii mai mici. Așa că, pornind de la această experiență, pe cont propriu ne-am creat propriile cărți în limba română și am ajuns la această mică colecție Start, Scratch Start și Microbit Start pentru începători.
le-am gândit să fie în format tipărit, legate cu arc, astfel încât să fie practice și ușor de utilizat în cadrul atelierelor de programare, ca și suport de lucru pentru cei mici. Noi le folosim la atelierele noastre, au ajuns și în școlile partenere, și de asemenea le-au achiziționat și câțiva colegi din țară care au dorit să le folosească în activitatea lor didactică. Sperăm să le fie de folos. De asemenea, pentru mai multe detalii, avem linkul de pe site-ul nostru și n-ar prinde tare bine un feedback și sugestii de îmbunătățire, dacă se poate. În mare, cam acestea sunt activitățile pe care le-am desfășurat în ultimii ani și subliniez încă o dată că cele mai multe dintre ele au fost susținute și încurajate de oameni deosebiți, precum cei de la Asociația TechSoup, și le mulțumim cu ocazia aceasta încă o dată. Mulțumesc mult, Cătălina, pentru că avem o întrebare pe care vreau să o adresăm chiar acum. Dacă poți să subliniezi din toate lucrurile minunate pe care le-ai spus, ce ar merge pentru preșcolari? Ce activități? Doar câteva exemple. Mulțumesc! Merge foarte bine Scratch, programarea în Scratch pe blocuri și de asemenea programarea cu microbit. Am experimentat în câteva ateliere cu copii mai mici și au fost fascinați când au văzut cum pe plăcuța microbit se întâmplă lucruri. Cu calculatorul mai erau obișnuiți, cu joculețe și cu ce se întâmplă pe ecran, însă în momentul în care au descărcat programul pe microbit și au văzut că reacționează la acțiunile lor, a fost wow. Deci aș recomanda Scratch și microbit pentru vârste mici. Super, mulțumesc mult, Cătălina. Acum o să o invit pe scenă pe următoarea vorbitoare, doamna Marinela Sârca. Aveți cuvântul, îmi adaug și un share. Bună ziua! Este o bucurie și onoare să încep această primă săptămână de vacanță alături de prietenii și colegii noștri de la TechSoup și alături de dumneavoastră, cei care ne ascultați. Mulțumesc pentru invitație! După cum a spus și Ana, Marinela Sârca este numele meu. Nu mai spun denumirea, titlul activității, pentru că se vede, se știe. Sunt profesor pentru învățământul primar la o școală din mediul rural, școala gimnazială numărul 1 Valcu de Jos, din județul Sălaj, de peste 13 ani și am onoarea și bucuria să fiu ambasador TechSoup pentru educație. De asemenea, sunt studentă doctorandă anul 4 în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Zilnic port o multitudine de pălării, cum sunt sigură că purtați și dumneavoastră. Sunt mămică, mentor, facilitator, medic, psiholog, etc. Dar aș vrea să subliniez că în mâinile noastre, a dascălor, stă o putere inimaginabilă, dar și o responsabilitate mare. De aceea vă invit să producem împreună schimbarea de care are nevoie sistemul de învățământ românesc. Această poveste frumoasă legată de educația integrată STEM Stream a început în 2019, când am fost admisă la școala doctorală din Cluj-Napoca, începând să studiez intens această temă și realizând o serie de studii de specialitate pe care le puteți vedea enumerate în slide. Și pe care le puteți accesa o parte din ele pe linkul din partea stângă sus. Apoi, în toamna anului 2020, am făcut cunoștință cu Asociația TechSoup prin intermediul cursului gratuit în dreptar digital, care mi-a oferit exact aripile de care aveam nevoie. Aveam eu cunoștințele teoretice, dar practic aveam nevoie de susținere și de atunci suntem prieteni și parteneri și mă bucur că ne sprijină necondiționat. Ce aș putea să spun despre educația STEAM? Este un termen destul de uzitat, atât în țară cât și în străinătate.
implicând o atenție egală asupra disciplinelor știință, tehnologie, inginerie și matematică. Ulterior, adăugându-se artele, respectiv reading-ul, s-au obținut două noi concepte numite STEAM și STREAM. Este poate cel mai controversat sau cea mai controversată temă de discuție din domeniul educațional. Prima dată, acronimul acesta a fost utilizat în jurul anilor 1990, însă nici în zilele noastre nu are o definiție clară și unitară. Cu toate acestea, autoarele textului și Rud, în lucrarea acestora, afirmau faptul că copiii se nasc curioși. Ei sunt oameni de știință și ingineri din primul moment în care iau contact cu lumea înconjurătoare. Iar cea mai cuprinzătoare definiție a abordării acesteia integrate STEAM, mi s-a părut definiția dată de aceste două autoare, educația STEM, care în concepția lor nu se poate preta la o simplă abordare integrată a celor patru discipline. De asemenea, este mai mult decât o listă de conținuturi, concepte și abilități. Este, de fapt, o abordare holistică a experiențelor de învățat. Și în următorul slide, o să vedeți o structură destul de complexă. De unde mi-a venit ideea? Citind un studiu recent care afirma că peste 80% din locurile de muncă care vor exista în următorii 30-40 de ani nu sunt inventate încă, însă vor fi locuri de muncă care vor solicita abilitățile IT, vor solicita flexibilitatea, adaptabilitatea, gândirea critică și, nu în ultimul rând, gândirea holistică. Cum putem dezvolta aceste abilități? Păi numai prin această abordare integrată și prin încercarea de a găsi o tematică, fie luăm din programa școlară un anumit concept pe care trebuie să-l predăm la clasă și în momentul acela să încercăm să găsim interconexiune cu toate disciplinele. Pentru învățători, într-adevăr, este mai ușor. Dar sunt sigură că și la nivel liceal și gimnazial se pot forma echipe de lucru multidisciplinare care pot proiecta astfel de activități, cum spunea și colega mea antevorbitoare Cătălina, acele activități de codare s-au realizat și cu elevi din ciclu primar. Deci se poate, se poate face STEM și prin colaborare cu profesorii din gimnaziu și invers. Cu sprijinul Asociației TechSoup și fiind inspirați de munca lor, am înființat recent, în mai 2022, o asociație, Știm Tradiții, care își propune să îmbine trecutul, tradițiile, cu prezentul și viitorul, adică această educație STEM, prin activități cu profesorii, cursuri de formare, tabere de vară, dar și cu elevi. Prima activitate pe care am realizat-o a fost în luna august, în perioada 1-5 august, o tabără de vară în care am trainuit 75 de profesori și am lucrat cu 35 de elevi, numele taberei fiind Descoperă eroul din tine. Ulterior am mai realizat și câteva webinarii pe tema aceasta și vom mai realiza și în viitor. Ce aș vrea eu să subliniez pe partea de IT, în cea de-a treia zi a taberei, alături de noi a fost Asociația TechSoup, care ne-a sprijinit și ne-a ajutat să prezentăm atât profesorilor și elevilor aplicații și platforme utile la clasă. Și voi descrie pe scurt, am pus doar imaginile acelea emoticoane, sau cum puteți să-i spunem. Prima aplicație relativ recentă, NAVU, este principala aplicație pentru copii în limba maternă, care aduce lumea minunată a cărților la îndemâna copilului dumneavoastră. Puteți să vă descărcați pe telefon aplicația, să faceți cont copiilor în funcție de vârstă, de la 3 până la 11 ani, dacă nu mă înșel, și în acest fel puteți să descărcați cărți pe care să le citească zilnic copiii gratuit. Apoi, Geniali și Padlet-ul, sunt sigură că le cunoașteți și le utilizăm destul de des la clasă. Vachilet îmi place foarte mult. Personal am făcut lecții în perioada online. Introduceam acolo toate resursele care doream să le accesez în cadrul orelor online și elevii aveau și ei acces la ele. De asemenea, Minecraft, ediția educațională, este o platformă interesantă și am început să o utilizez, de fapt este un joc, nu o platformă, am început să o utilizez ca și suport la clasă, prin prisma faptului că am foarte mulți elevi la clasă, momentan am clasa a treia, dar când am aplicat prima dată și am lucrat pe ea, erau clasa a treia elevii mei și sunt foarte mulți băieți. Toată ziua îmi spunea, doamna, eu joc pe Minecraft. Bun, hai să văd despre ce e vorba și să văd cum pot să
fac, să uzitez de acest joc astfel încât să-l aplic la clasă. Și având într-o zi lecția, o lecție de știință, rezervație naturală, i-am rugat să fac o rezervație naturală și cu programelul AZI Screen Recorder, care se află în mijlocul slide-ului, i-am rugat să-și prezinte rezervația naturală realizată de ei și a ieșit ceva minunat. Merge Cube este printre singurele produse care ne permit să observăm obiecte digitale 3D, holograme, permițând o modalitate complet nouă și puternică de a învăța știința și STEM. Cu ajutorul unor ochelari VR și o aplicație pe telefon, se pot face peste 100 de simulări științifice interactive care le permit elevilor să învețe eficient. De asemenea, aplicația Quiver face ca învățarea să fie distractivă, combinând colorarea fizică cu tehnologia de realizare de realitate augmentată pentru a crea o experiență captivantă, educativă și magică. Au la dispoziție fișe de lucru pe care le colorează și prin aplicație acestea prin viață. Icolița aceea cu AR din mijlocul ecranului este o aplicație mobilă gratuită care permite oricui să creeze cu realitate augmentată prin conectarea conținutului digital cu lumea fizică. Și în ultimul rând, Chatterpix Kit, cu care am făcut cunoștință la îndreptat digital, ne permite să dăm viață fotografiilor și să realizăm povești interesante. Cam astea sunt o parte din aplicațiile pe care le-am utilizat la clasă. De asemenea, am realizat o platformă. Asociația noastră lucrează la o platformă, știm tradiții, aveți linkul în partea de sus. Va fi o platformă interactivă de lucru pentru profesori. De ce spun va fi? Pentru că este încă lucru. Unde profesorii vor avea posibilitatea să realizeze hărți conceptuale STEM. Nu vor putea realiza fără o aplicație terță pentru crearea acesteia și de aceea profesorii care vor fi doritori, o să-i rog să mă contacteze, vor primi aplicația și când toate lucrurile vor fi gata, vor putea să realizeze acele hărți conceptuale, tematice, de fapt o structură, o schemă a proiectului STEM. Asta ne propunem noi, să ajutăm profesorii și modelele să rămână acolo, să fie de folos tuturor. De asemenea, în cadrul taberei de vară, am realizat o serie interesantă de activități cu copiii și profesorii și am pregătit câteva filmulețe, dacă poate Ana să le deruleze, nu știu, la instantanee, se poate da click pe imagine și merg fotografiile în celălalt slide. Chiar primul slide cu fotografii, celălalt. Mulțumesc, Ana. Se poate da undeva jos pe fondul negru, se poate da click și merg fotografiile, dacă nu, nu-i nicio problemă. Deocamdată nu reușesc, dar oricum vor avea prezentarea aceasta. Vor avea prezentarea și vor putea să vadă. Am avut invitați de seamă, alături de citeci sub care au fost alături de noi. A fost domnul Dumitru Prunariu, singurul și primul cosmonaut român. Doamna Mirela Vinerean, care este în partea dreaptă sus, profesor universitar la o universitate de top din Suedia, care face educație STEM. Am mai avut-o pe doamna Mirela Tan, profesor de limba română la Oradea, nominalizat Global Teacher Prize 2021, sper că nu greșesc, și o doamnă din profesor din Portugalia, doamna Ana Pexito, care este profesor universitar la un colegiu politehnic și face educație STEM cu viitorii profesori, cum ar veni pe IPP-ul nostru de astăzi. Ce am făcut noi? Ați văzut anterior, am fost și în sala de clasă, am îmbinat activitatea în clasă cu activitatea outside, afară. Am vizitat niște căsuțe din comuna noastră, albastre, tradiționale, una fiind finalizată, altele în curs de finalizare și alături de studenții și profesorii de la Universitatea din Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, secția arhitectură, copilașii au făcut boioaga, adică acea cărămidă din lut cu care se construia casa. Profesorul s-a explicat arhitectura caselor vechi și au fost nevoiți să realizeze o căsuță veche din lut. Am pictat pe farfurioare, am mers în spațiu, o grămadă de activități interesante. De asemenea, în slide-ul următor se vede, am fost și la pădure. Acolo am făcut experimente în natură, în aer liber.
copiii și profesorii, deci activitățile au fost și comune unii cu ceilalți, dar și separate, având destul de mulți profesori voluntari. Dacă se poate, următorul slide. Bun, ce propun eu? Ce v-aș propune eu? Niște resurse de învățare și formare pe partea aceasta teoretică. Am creat 4 opționale. Prima este, se poate descărca, s-a vizualizat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Este un opțional pentru clasa 1-a. De asemenea, sunt în lucru 2 volume în cadrul colecției Noi Perspective în Educație. Volumul 1, Educația STEM, exemple de bună practică. În acest volum, care este chiar sub tipar acum, am inclus 4 modele de opțional pentru, de la clasa 1-a până la clasa 4-a pe STEM. Niște proiecte educative extracurriculare pe STEM și fișe de lucru alături de colega mea Babo și Oana și de asemenea al doilea volum va include toate proiectele de lecție realizate de profesorii care au participat la tabăra de vară, proiecte STEM și se dorește oarecum realizarea unui studiu comparativ. De asemenea, profesorii din județul Sălaj vor avea ocazia, să sperăm, să participe la un curs de formare prin CCD, care este primis în momentul de față spre avizare către Ministerul Educației. Dacă vom putea să avizăm și prin asociație, ar fi foarte bine. Iar pe următorul slide vin cu de tot un exemplu de bună practică, un proiect județean realizat anul trecut, Viitorul este mâinile noastre, în care s-au implicat 10 școli și 10 instituții, 40 de profesori și 200 de elevi. Instituțiile fiind de la primărie, garda de mediu, bibliotecă și mai departe și poștă, acest proiect se referea la meserii STEM și elevii au datoria oarecum să descopere ce anume au de făcut, ce are de făcut un lucrător în ziua de astăzi și oarecum să ne gândim cum vor arăta aceste locuri de muncă peste 10, 20, 30 de ani când vor fi în câmpul muncii. În cele ce urmează vin cu două propuneri pe slide-ul următor. De fapt, un proiect educațional și apoi propunerile, scuze. Un proiect pe care îl implementez și poate că vor fi doritori și profesori din țară să realizeze. Proiect Creștem Împreună, în care mi-am propus în acest an școlar să realizez 3 activități experimentale pe săptămână. Și tot așa, aici veți vedea, dacă veți derula, apar fotografii din toate activitățile realizate până acum cu copiii, activități experimentale cu materiale simple și uzuale, chiar dacă necesită timp în pregătire, dar putem să facem, să folosim materiale simple, la îndemâna oricui, pentru a realiza obiecte finite interesante. Cele două propuneri ale mele, prima dintre ele, un proiect educativ național în parteneriat cu NASA. Am lucrat foarte mult cu ei și o să vedeți la final niște link-uri care fac trimitere către resurse NASA și ESA. Proiectul este parteneriat cu NASA, după cum am mai spus, și cu domnul doctor inginer Dumitru Plunariu. Sub egida sau sub numele Crede în visul tău, va fi o competiție națională de construit rachete din materiale reciclabile. Cei care sunteți interesați, cu drag, vă stau la dispoziție și puteți să luați parte la această activitate. Iar după ce platforma noastră va fi gata, vă invit să luați parte la maratonul proiectelor STEM Stream pe platforma noastră, realizând cât mai multe hărți tematice sau hărți conceptuale cu ajutorul aplicației care vă va fi livrată. În cele ce urmează, în cele două slide-uri, o să găsiți un link către pagina oficială a asociației noastre. De asemenea, linkul din mijloc, foarte interesant, vă rog, când aveți timp să-l accesați, este un grup de Facebook realizat de mine, în care am pus de-a rândul anilor multe, multe exemple de bună practică și resurse care pot fi utilizate la clasă. De asemenea, linkul către platforma asociației, care subliniez, este încă în lucru, dar va fi... Să sperăm că până la finele acestui an calendaristic va fi gata. Și pe penultimul slide aveți link-uri către resurse educaționale pe care puteți să le utilizați la clasă și resurse pe care eu le-am strâns de-a lungul celor 3 ani. Mulțumesc
Vă mulțumesc pentru atenția acordată, mulțumesc deci tu pentru sprijin, pentru onoarea de a fi aici alături de voi și vreau să încurajez toți profesorii să facă educație STEM. Se poate, este într-adevăr un pic mai greu la început, dar rezultatele o să vină repede și o să vedeți că o să aveți niște elevi foarte motivați și o să vă iubească mult mai mult. Mulțumesc mult, Marinela! Le reamintim celor care întreabă de prezentare și date detalii de contact că acestea o să fie disponibile în padletul festivalului. Deocamdată nu mai văd... Aș trece la Cornelia și mai, o să mai avem o sesiune de întrebări și răspunsuri chiar la sfârșit. Mulțumesc, Marinela, încă o dată! Cornelia, te invit în scenă! Da, mulțumesc, Ana! Mulțumesc frumos! Wow, o grămadă de lucruri minunate sunt foarte... foarte surprinsă, bucuroasă și, bineînțeles, și eu, ca și colegele mele, onorată și mult mai emoționată decât ele, fericite cum și-au putut controla emoțiile. Eu o să fiu mai puțin, poate, tehnică de ce e tău STEM, categoric, dar o să vă spun o poveste. Și anume, povestea mea, noastră, STEM, care a pornit din... vara lui 2018, atunci când și eu, ca și colegele, am participat la acceleratorul Predau Viitor, acest program destinat nouă, profesorilor de informatică, de către voi, oamenii frumoși și generoși de la Asociația Texu. Da, ce am trăit acolo, de fapt ce mi-ați oferit. Un buchet foarte larg de anumite experiențe de formare. Pentru că au fost atât de multe încât nu pot să le spun numai activități. Au fost experiențe foarte multe. Câteva a pomenit și Cătălina în prezentarea ei. Eu o să vă spun puțin și despre vizitele în firmele de IT. Deci eu un contact direct cu realitatea din firmele unde se scrie cod, în care am putut și am putut să văd și să discut cu IT-știi și cu managerii acestora. De asemenea, au fost workshop-uri intensive, unde am văzut prima dată imprimanta 3D la lucru, live, da? Și am descoperit lumea IoT a plăcuțelor, Raspberry Pi, mai lucrat de la Politehnica din București. Da, ce vedeți acolo în poze, sunt din altă categorie de activități și anume toată pregătirea, toate lucrurile la care participam erau pregătite prin activități de menite să dezvolte competențele socio-emoționale și să ne pregătească cumva pentru lucru în echipă. Și amintesc aici ABC-ul emoțiilor al lui Vasile Brașovanu, din care vedeți sus ce am făcut noi ca și colegi la un accelerator, lucruri care au fost primele pe care le-am adus după aceea în clasă și au prins foarte bine elevilor. Da, trebuia să încep probabil prin a spune că eu lucrez la liceu, deci lucrez cu copii mai mari și chiar și așa, aceste exerciții fizice care poate că în ziua de astăzi sau în realitatea actuală a școlilor sunt implementate mai repede la grupe mai mici de copii, de genul acestor experimente fizice, așa, să spun, acestor activități fizice, au prins foarte, foarte, foarte bine și la liceu, cu grupele de elevi cu care lucrez. Da, ce vreau să, în continuare, deci asta a fost în vara al 2018. Apoi, în continuare, s-a făcut prelungirea acelui raport,
experiență binevenită pe care mi-a marcat de atunci toată dezvoltarea mea profesională a fost vizita de studiu din Marea Britanie, în care am participat la tot așa, la diverse activități de formare. Lecții deschise în două școli din Anglia, o școală privată, o școală de stat, cu discuții, urmând discuții cu colegii de acolo despre modul în care pun în practică și cum este de ușor sau ce presupune au nevoie, formă o conferință pe teme educaționale la universitate lângă Glasgow, Dollar Academy, de fapt, la o școală de Glasgow. Iar chiar la Cambridge, la Universitatea din Cambridge, am participat la un workshop intensiv pe o metodologie nouă de învățare, pe care o vedeți pe slide, numele ei este Designing Our Tomorrow, un nume foarte generos, pe care am adus-o în școală, pentru care avem licență de implementare și este prima dintre inițiativele STEAM pe care vreau să le prezint acum. Ce este DOT? Este o metodologie unică de învățare, după cum se vede, problem-based learning în STEM, dezvoltată de specialiști din cadrul Facultății de Educație și a Centrului de, sau Departamentului de Cercetare în Inginerie de la Universitatea din Cambridge. Și este concepută cu principalul scop de a crește creativitatea elevilor utilizând instrumente din practica reală din inginerie și IT. Principiul mare, nu o să... Deci, în mare, principiul acestei metode, sau cum anume se desfășura ea, elevii identifică din viața reală anumite probleme, dintre care, până la urmă, se decid în a rezolva una, lucrând în grupe. În primul rând, să înțeleagă problema și să găsească apoi o rezolvare utilizând procese, așa cum spuneam, și metode autentice din inginerie și IT. Deci, metodologia te trece, te învață, sunt lecții în care se dezvoltă această abilitate de a rezolva anumite probleme din viața reală. Totul se desfășoară și am ales acest slide pentru că consider că este cel mai important dincolo de știință, climatul în care se trebuie desfășurat și care se desfășoară. Și anume unul creativ care facilitează designul iterativ al soluției, pentru că îi învață pe copii că nu toate lucrurile se obțin dintr-o dată, ci trebuie să începem, lucrăm, deci este o rotiță acolo care se mișcă de explorare a realității, de identificare a problemei, de creare a soluției și apoi de evaluare și îmbunătățire, pornind un nou ciclu de acesta iterativ. Asta ce fac copiii, da? Lucrând în grupuri, lucrează în grupuri și creează astfel de produse, învățând multe, multe, multe lucruri. Profesorul ce are, deci ce îi se dă profesorului? Păi, metoda oferă o cutie, așa numită dot box, în care ai schema de lucru completă. Ai plan de lecție, ai fișe suport, resurse de predare, tot absolut ce trebuie din punctul ăsta de vedere al schemei de lucru. În rezolvarea respectivă a problemei, copiii trebuie să insereze în pachetul care l-am implementat noi și care se numește Make It Sense, provocarea sensurilor, copiii trebuie să integreze în rezolvarea problemei o plăcuță mai mică.
același microbit pe care vorbeau și colegele, care are senzori, nu mai explic pentru că ați explicat voi ce se poate face cu el. Da? Ana, dacă pot să pun un pic. În urma acestei experiențe, la noi, am uitat să spun, școala noastră este prima școală care s-a pilotat în România această metodă și ce vedeți acum pe ecran sunt impresiile pe care, sau cu ce au rămas copiii în propriile ori cuvinte, găsiți pe site-ul școlii, aveți în prezentare la final un slide numai cu toate lucrurile în care puteți să vedeți imagini și ce o să mai funcționa tot. Și de pe pagina oficială de la Cambridge. Și aici o să spicuiesc un pic din impresiile copiilor, și anume că știam că e greu, dar faptul că a fost greu m-a stimulat și n-am crezut că poate fi. Este un comentariu chiar foarte simpatic și anume ceva de genul, a zis un copil, n-am crezut că pot să vin la școală să stau atâta neobligat și să vreau eu să vin să fac activități de felul ăsta. Ce au manifestat elevii așa, dacă ar fi să fac o centralizare, ce beneficii a adus această provocare a senzorilor, a utilizării microbiului și a rezolvării de probleme după metoda DOT, este că au manifestat un nivel foarte ridicat de implicare și motivație. Apoi au venit cu niște idei și soluții absolut out of box, deci ieșite din... și-au dat drumul la imaginație, au învățat și și-au crescut foarte mult nivelul de autonomie în generare ideilor și luare de decizii. Deci nu numai că au generat idei, dar au învățat să ia decizii împreună, pentru că metoda presupune și oferirea de feedback reciproc între grupe. Iarăși un plus adus de această metodă este rezistența și perseverența în rezolvarea de probleme. Deci procesul iterativ i-a învățat să nu mai aibă teamă de nereușită de la primul pas, că lucrurile profunde, da, nu se realizează ușor. Deci, practic, au ajuns la un nivel foarte înalt, sofisticat de înțelegere a modului de abordare și soluționare a problemelor din viața reală. Deci, o experiență, Ana, să revin, te rog, la... așa. Aș spune, așa cum vedeți, mai lasă-mă un pic să ajung, mai lasă-mă un pic să ajung. După cum vedeți, am pus câteva instantanee din folosire, deci vedeți acolo microbitul stânga, deja este implementată o soluție, o brățară, se foloseau două plăcuțe microbit și dacă se îndepărtau prea mult, ele afișau un mesaj de avertizare, se pot folosi multe contexte, cum se folosi de copii din imagine, era că merg în excursie și să nu se îndepărteze prea mult unii de alții, când fiecare vrea să exploreze prin pădure ceva. Așa. Da, frumos, acolo vedeți cum își dau feedback, în dreapta sus, descoperă ce pe baza realității, da, ce senzori sunt și unde ar putea să mai pune ei într-o casă. Acolo vedeți cum utilizează senzorul de luminitate, de lumină, ce telefon și multe. Deci a fost o experiență, așa cum spun și ei acolo în impresii, foarte, foarte plăcută și da, le-ar place, așa cum a spus și voi Marinela și Cătălina, iubesc aceste lucruri și le-ar place să fie cât mai mult
Adică, cumva să le trecem din zona extracurriculară, în zona, cumva, mai mult, cu mai multe ore. Și acum, ca o sumar, am început cu vara și toamna în 2018, ce am învățat, unde m-am format și ce am adus la clasă, unul dintre exemple. Deci, în plus de asta, ce beneficiu au aceste activități și cum te transformă și pe tine ca educator în lucru efectiv la clasă oră de oră. Și v-am prezentat în slide-ul acesta cum anume mi-am dat și eu drumul creativității prin exemplele văzute și oferite. Am fost ca un burete care a absorbit toate lucrurile care mi-au plăcut și m-au făcut pe mine să mă simt bine. Am încercat să mă pun în mintea și sufletul elevilor și așa am primit și am dus în clasă lucrurile pe care le vedeți și care simt și zic, adică văd din feedback-ul de la elevi că sunt foarte bine primite, foarte bine primite. Nu știu, stau cu timpul, Ana, mai am un proiect pe care să le explic. Stai foarte bine cu timpul, poți continua, da? Cornelia. Da. E ok, mersi. Așa, acum, al doilea proiect. Deci tot pe SEM, pentru cei 100, aproape 200 de mentori, colegi, care poate există și ne ascultă de echipe de First Aid Challenge, despre ce este vorba, este implicarea în a doua inițiativă STEM, STEAM, de fapt, este STEAM. Ele pornesc ca STEM, dar așa cum a zis și voi, este de fapt STEAM. Și anume, crearea echipei de robotică. Și Ana, trebuie să dai, te rog, dă drumul efectului, pentru că sunt foarte mândră de această... Da, eu o să zic, o să apese Ana. Când poate. Deci, crearea echipei de robotică, echipă în care am dorit să integrez și numele școlii, i-am rugat pe copii să fac brainstorming, a durat vreo lună și ceva până am definit numele. O să vi-l citesc pentru că se citește pe eu. Depinde în ce limbă vrei să pronunț, dar acolo nu se noi l-am gândit pronunțat numai într-un anumit fel și anume SMG. Ana, poți să dai puțin drumul? Te rog, numai o dată să pleci. Zei internetului sau zei prezentării se pare că nu mă ajută, nu orice aș face că sunt și pe altă, nu reușesc să-l pornesc. Nu-i nimic, că se vede. Da. De ce am ținut la... Dar nu-i pentru echipa care a creat, este creat absolut tot ce vedeți, cromatică, design, concepție, este creat de către elevi, adică de către noi, de către echipă, din simțul lor artistic și erau foarte, foarte lucrând împreună, unii cu tehnologia, alții cu designul cel de estetic, design estetic, nu de robot. Și odată, da, să mă opresc să vă spun ce înseamnă competiția. First Aid Challenge, pentru cine nu știe, este o competiție internațională, first. Poți să mai dai înapoi slide-ul? Ana? Primul slide-ul? Înapoi? Bine. Acolo, ca să se vadă puțin numele. First Aid Challenge, acel first, bine, este tot un acronim, ca și STEM, ca și film. Dar este de acronimul de la For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Deci, în clară idee STEM. Și este o întrecere menită să trezească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Da, ok, hai că vine din urmă și prezentarea. Despre ce e vorba. Deci este mult mai cunoscută eventual ca și competiția principală de robotică. Da, ați văzut efectul. Da? Este gândit frumos, dacă o să fie timp, să vă spun și povestea siglei. Atât la momentul ăsta se leagă și pornește de la tot ce le-am povestit și le-am discutat împreună
conceptul lui Jonathan Haidt despre călăreci elefant, despre omul, cum și închipe omul ca un totalitatea, deci un călăreț pe spatele unui elefant și asta împreună elefantul simbolizează toată partea emoțională, da, iar călărețul este partea cognitivă. Și de acolo povestea este lungă, au făcut asta este ultima variantă de siglă pe care au creat-o. Da, să revin la deci ce este First Excellence, da? Este o echipă de robotică, e mai unul termenul ăsta de robotică, dar este dincolo de robotică, este de fapt despre oameni și despre roboți, așa cum și spun organizatorii, într-un context learning by doing. În fiecare sezon complet funcțional se definește un scenariu, e o altă poveste. Da? Robotul trebuie să facă altceva. În ce constă competiția? Are cam două direcții principale. Una este cea în care implica robotul în niște meciuri directe pe niște terenuri. O să pornim cu aceeași prezentare și o să vedeți, e un field special pe care se deplasează și e ca un teren, ca la, de fapt, ceea ce se întâmplă în competiție se numesc meciuri. Un meci constă în participarea a două alianțe, fiecare alianță de două echipe. Deci joci cu un partener într-o alianță contra unei alte alianțe formate din alte două echipe. Iar întrecerea efectivă a roboților presupune ca acești ani de curs de un anumit timp limitat, 3 minute, dacă vă zic, vi se pare puțin, dar să muncești un an de zile ca să meargă robotul super acolo în timpul ăsta. Deci se stabilește un clasament după punctajul acumulat. Dar pentru că asta ar fi fost numai parte tehnică, pe lângă toată partea asta așa a întrecerii roboților, există încă 7, minim 7 categorii de premii care, din denumirea lor, o să vedeți ce înseamnă fiecare și care reflectă toată munca și străduința, tot firul, toată povestea creării robotului și construcția echipei și ceea ce a trăit echipa din foarte, foarte, foarte multe puncte de vedere. Deci, în paralel cu construcția robotului, copiii trebuie să realizeze un engineering notebook, mai traducere un jurnal despre tot ce au făcut. Adică, tot demersul echipei din timpul sezonului. Procesul întreg de construcție, bineînțeles, tehnic. Deci, jurnalul are cam două părți mari, un tehnic și un non-tehnic. În jurnalul tehnic trebuie să arate toate iterațiile de crearea robotului și toată matematica, fizica, toate calcule, tot mecanismele, ingineria din robot. Iar o altă jumătate, ca să spun așa, este jurnalul non-tehnic, unde trebuie să descrie absolut tot ce au făcut, folosit sau obținut pentru echipă, așa numai, descrierea echipei, cum au strâns fonduri, plan de sustenabilitate, cum se gândește să aducă, deci să țină echipa vie și când ei nu o să mai fie în liceu și nu în echipe. Marketing, deci PR, adică cum să promoveze echipa, cum să aducă, deci să facă cunoscută competiția în comunitate și, bineînțeles, să colaboreze echipele să-și ofere ajutor reciproc. Așa, termenul general pe care, sub egida căruia se desfășoară, este gracious professionalism. E mai greu. Am făcut exerciții, sper că l-am pronunțat bine. Deci, gracious professionalism. Despre asta învățăm. Ok, deci astea sunt cele două mari inițiative, activități, teme în care sunt implicată, care se vor derula atâta timp cât o să putem. Și
Pe slide-ul ăsta, așa ca și concluzie, pentru că colegele, uite, ne-am potrivit fetelor Marinela și Cătălina, voi ați definit cumva STEM-ul, uite, eu am îndrăznit, adică să exprim practic exact ce a spus și voi, este dincolo, eu nu l-am, n-am mai pus litere în plus, dar chiar m-am gândit, nu e vorba numai de science, technology, engineering, art, că de toate celelalte care îl vedeți, până la urmă socializează, învață să vorbească împreună, teaching, da, teaching, pentru că atunci când lucrează pe departamentele și la DOT, și la FTC, la SNG, în TikTok, ei cumva schimbă rolul ăsta de elev-profesor și, de fapt, e vorba de teaching și de atitudinea pe care trebuie să o avem și noi către ei și ei către noi. Iar în tot procesul ăsta de învățământ, ei, da, sunt elevi, dar noi va trebui să fim și ele și profesori. La cursul să avem atitudinea pe care ne dorim de la ei atunci când sunt la oră, nu? Și nu numai în activitățile astea culturale. Ca o sinteză așa și o concluzie mai generală, deci chiar dacă activitățile acestea pornesc pe o direcție mai științifică, cred și eu am ajuns la această credință că de fapt și de drept totul se bazează pe ascultare, prețuire, sprijin și îndrumare. Deci lucrurile acestea transdisciplinare pe care așa de bine le-am văzut exprimate și arătate, puse în practică de către voi, cei de la Texu, și care nu s-ar putea pune în practică, bineînțeles, fără colegi. Colegii care întâlnești în astfel de organizații, dar mai ales și cu atât, la fel de mult, colegii din școală, din comunitatea ta, micuță din școală, mai mare din oraș, și am avut acest sprijin și vreau neapărat, deci nu pot să nu le mulțumesc, că întotdeauna au fost foarte aproape de mine toți colegii, și când zic colegi, nu mă refer numai la personal didactic. Toată lumea, deci de la Radu care ne șurubărește, la toată lumea. Și învățăm să respectăm munca din aceste lucruri STEM, deci lucrurile și valorile acelea transdisciplinare, care, așa cum a zis și voi, creează niște adulți funcționali cu niște competențe sănătoase și socio-emoționale, nu numai tehnice. Și povestea va continua. Adică dacă învățăm efectul ăsta, să le explic un pic, Ana, dacă tot ai ajutat, ce m-am gândit când am pus rotița asta cu elevi și învățător. Cred că în asta constă, asta mi-ați învățat voi la Texu, că trebuie, cum să spun, să fim, asta ne dați, întotdeauna am spus-o și o repet, ne-ați făcut să ne simțim ascultați, presuiți, sprijiniți și îndrumați. Dacă ducem asta la clasa și arătăm asta, și ei asta vor face în locurile unde vor învăța, sau la lucrurile lor de muncă, în societate, în familie, de ce nu? Deci, pentru că asta îți intră acolo în sânge, va fi un mod de viață. Da. Mersi frumos. Deci, sunt foarte recunoscătoare, foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care m-au ajutat să implementez aceste programe. Aici aveți lucrurile cu informații suplimentare, dacă doriți, pentru FTC, deci pentru competiția de robotică, dacă doriți pentru DOT, acolo prezentarea pe larg care și-a arătat-o Ana pentru DOT. Și Ana, dacă cumva mai e timp, totuși aș vrea să derulăm, să nu mai 12 slide-uri, prezentarea echipei, da? Și între timp o să zic eu așa încetuc, de fapt nu este cu noi cu sunet, dă numai click, 12. Deci ăștia suntem,
Repet, tot ce vedeți, design, concepție, nu, este creația lor. Nu am avut niciun fel de consilieri de imagine. Vă spun asta pentru că la unul dintre premiile de acolo, la premiile obținute, am fost întrebați, așa, cine ne oferă consilieri, cine? Deci a fost absolut minunat și era să uit, Doamne, Sfinte, ce fac emoțiile. Concursul are o etapă regională în care de obicei cam 60-70 de echipe sunt puse în competiție, dintre care primele 20, nu mai știu, depinde, aia se mai schimbă acum cu pandemia, s-a schimbat un pic, se califică la faza națională și trebuie să vă spun că, de vă spuneam de categoriile de premii care se dau pentru muncă, nu neapărat pentru povestea lucrurilor, da, uitați aici, deci suntem foarte, foarte mândri. Eu nici nu pot să vă spun că ce am trăit, a fost așa, cu șampanie, cu bubble, a fost un alt moment, deci de acum înainte știm că putem, deci e clar o chestie de timp și de voință. După ce am câștigat regionala de anul trecut, pe cel mai premiul Inspire, așa cum se spune titlul, întrunește toate calitățile celelalte premii. Și robot, bun, nu cel mai bun, că n-am, dar suficient de bun, poveste, implicare, marketing, toate capitolele de felul ăsta. Iar la națională am primit premiul 2 sau locul 2, premiul Nației prin Educație, pentru ceea ce am transmis ca echipă și da, ceea ce am transmis ca echipă. Da, asta. Și asta mai las un pic în spate, slide-ul. Deci, ce vedeți, tot ce vedeți aici, insist, asta e, sunt foarte mândră de ei, este creația lor, toate, deci ideile lor, documentându-se, inspirându-se din ce exista, efectiv au creat aceste lucruri. Bun, sper că n-am uitat nimic. Este o lume, ce să zic, este o mică lume pe care să o formezi acolo, nu-i așa, fetelor, atunci când faci astfel de, și te transformă, nu, este dincolo de profesor, este și despre om, despre noi, despre cum simțim. Ana, numai o dată, da, era o imagine, așa, un soi de chip. Da, poți să, nu, o, să, da. O să vadă toată prezentarea ta în padle, dar da, poți să... Da. E acolo poza în care stăm toți îmbrățișați și asta era cea mai frumoasă realizare. Așa. Mulțumesc mult, Nelly! Mulțumesc tuturor! Acum o să facem o mică sesiune de întrebări și răspunsuri. Mă uitam puțin, colega mea, Natalia, m-a ajutat cu niște întrebări. Deocamdată avem o singură întrebare, cred că se adresează ție, Cătălina. Dacă mai ne poți spune o dată despre acele cărți minunate de introducere în Scratch și Microbit pe care le pot accesa orice profesor din țară și cum le pot accesa? În prezentare este un link către site-ul nostru. E un articol care le prezintă pe scurt. Și avem și un mic formular de comandă în cazul în care doresc efectiv să le achiziționeze sau ne pot contacta telefonic. Pe site avem datele de contact și telefon și e-mail și putem să vorbim și direct în legătură cu asta. Mulțumesc mult! Marinela, cred că acest comentariu se adresează ție, vorbeai de acele cursuri. Cineva menționează de vouchere educaționale, dacă se pot accepta sau nu știu exact contextul. Nici eu despre ce e vorba. Probabil sunt școli în care primesc anumite vouchere pentru cursuri, bineînțeles, prin asociație, având o formă legală, primim, sigur, dacă la asta se referă. Dacă nu, poate să mă contacteze direct și discutăm, nicio problemă. Super, mulțumesc mult. O întrebare pentru tine, Nelly. Nu știu dacă ai menționat sau dacă poți să repeți. Cum te-ai înscris prima oară în First Tech Challenge? Unde trebuie să meargă profesorii? Deci ai pus un link de resurse.
Cât de grei sunt pașii? Deci, pur și simplu, trebuie să urmărească nații prin educație, postările lor de pe Facebook, este principalul canal de comunicare, site-ul care, a cărui link este pus acolo în prezentare, și acolo primesc toate detaliile despre sezon. Sezonul începe oficial, se deschide undeva în septembrie, dar treaba începe din vară, deci postări despre cum anume și ce trebuie făcut, găsesc acolo sau pot să ne... Deci dacă este vreun coleg doritor să înceapă astfel de echipă, cu drag, sprijinim cu drag, ne face plăcere să ajutăm, să spunem. Chiar în oraș avem acum de anul ăsta o nouă echipă la un alt liceu și păstrăm o legătură foarte, foarte ok. Mulțumesc mult! Cum nu mai văd întrebări, chiar dacă au mai rămas, dacă am mai sărit eu peste niște întrebări, oricum invitația celor care ne urmăresc este să vă contacteze direct. Așadar, mulțumesc mult încă o dată vouă, dar și celor care ne-au urmărit pentru întrebări și reflexii. Am văzut multe comentarii, s-a pomenit și de științe, spun încet. Vă reamintesc că veți găsi toate prezentările și linkurile în Padlet-ul festivalului, trimis pe chat de către colegii mei și pe care le aveți și în mail. Acolo veți avea toate resursele și contactele vorbitorilor. Câteva lucruri de final. Nu uitați că puteți să ne trimiteți reflexiile voastre după fiecare sesiune prin Padlet-ul creat și pus în chat și de colegii mei și vă invităm, nu uitați, la provocarea Am învățat a festivalului. Urcați în Padlet o fotografie cu un cuvânt care rezumă ce ați învățat astăzi la festival. În continuare, vă invit să nu ratați celelalte momente din festival. Astăzi urmează acum o pauză de socializare în care puteți să faceți networking. Vă duceți în meniul din stânga a platformei Event Mix și de la ora 1:30 vă aștept tot eu la sesiunea Idei la clasă, activități creative cu Scratch pentru primar, gimnaziu și liceu. Un cuvânt de încheiere, dacă doriți, Cătălina, putem să începem cu tine, orice îndemn pentru profesorii noștri. Îndrăzniți să vă puneți în practică ideile. Nu neapărat resursele materiale sunt cele foarte importante, ci încăpățânarea, aș zice, și dorința de a duce la capăt ceea ce v-ați propus. Mulțumesc mult! Mult succes! Marinela? Credeți și totul va deveni realitate. Imaginația și creativitatea fiecărui cadru didactic vă va face să găsiți soluții eficiente și această abordare va fi baza pe care veți putea construi căsuța, cu ghilimele de rigoare, a fiecărui copil care trece prin mâinile noastre. Vă mulțumesc! Nelly? Așa cum am zis, da, și cum zicea și Cătălina, cred că trebuie, dacă reușim să trecem puțin de peste problema materială, care se va rezolva cu ajutorul comunității în care trăiești, satisfacția, ceea ce vezi în ochii lor, ceea ce vezi în căsuța lor, Marilena, este absolut, merită efortul, este la pătrat. Chiar efortul la pătrat, aș putea să spun, așa cum de două ori stem și aici. Da, și da, trebuie să începem. Și după ce începem, ne reglăm și puterea și chiar dacă ai o jumătate de secol, viață și obosești măriuțe, poți să faci, poți să vezi, da. Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumesc mult, Nelly! Tot ce pot să fac acum să închid cu un spor și o vizionare plăcută, o experiență grozavă în celelalte zile ale festivalului și nu uitați de sesiunile de networking și sesiunea de Scratch. Vă aștept și la sesiunea de Scratch. Mulțumesc! La revedere!